Salut! 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 Și bine v-am regăsit la un nou video! Împreună cu Team Moscova! Moscova este foarte curios, după cum vedeți în titlu, vă vom arăta ce am primit noi de Crăciun, de la Moș Crăciun. Aaaa, am primit o cutiță! Mie mi-a fost grea pe mână. Sunteți curioși să vedeți ce am primit noi de la Moș Crăciun, pentru că Timo este foarte, foarte... Uitați cum face Timo masaj. Face masași. Bun, asta este plasa mea cu cadouri. Fiecare ia ceva de unul, ceva. A dat-o troncăne. Plasa mea care troncăne și arată și Felix plasa ta. Plasa refolosită de la Moș Nicolae. Ce greu ai, Felix. Hai că ai în camer. Da, asta e mâna de gaming. Asta e plasa refolosită de la Moș. Nu știu, am luat-o mâna ta cu sacul pe fața. Tehnică. Noi am primit câteva lucruri de la familie. De la și... cine am primit? Le-am pus aici. Da. Și alte lucruri pe care ne-am decis să le cumpărăm noi înșine. Anul acesta fiecare a decis să fie Moș Crăciun pentru sine. Adică ne-am dus pur și simplu în magazin și ne-am cumpărat ce am avut noi nevoie. Astfel încât să luăm numai cadouri practice, așa, pe gusturile noastre. Practice. Am ruși? Și la oferta. Ruși? N-ai ruși. Felix, mi-e păr, poate ceva. Opa, să începem cu primul lucru. Cătrâncă-ne! Asta e un lucru de la familie, pentru amândoi. Da, Cristina s-a băgat pe gătit. Anul 2019, Cristina se bagă pe gătit. Pentru mine, să mâncă. Asta a fost cadou la comun, Felix. Eu deja l-am desfăcut din cutie. Este un set de recipiente pentru condimente, așa cu rozi. Da, special pentru Cristina, s-a știut. Da, a fost la comun. A fost pentru amândoi. Dacă eu să gust mâncarea, care tu o condimentezi. Apropo, Cristina, pot să zic că face mâncărurile foarte bune, dar nu face foarte rar. Foarte des. Nu face foarte des, stai, mă gândeam că face foarte rar. Fac destul de rar. Cristina face rar, dar le face bune. Da. Adică omletă, orezul ei, mâncările de ciuperci, am mâncat-o cu 2 ani și un cozonac și chestiile astea. Mâncări la cuptor? Mâncări la cuptor. Somonul, cartofii dulci, ideea este că legumele, ce vorbesc, tot varza, și pastele cum le faci. Fasolea, pastele, ciupercile. Știu, că ultima oară când am făcut varza a fost acum 3 luni. Da, okay. Dar am luat astăzi o varză, o să fac. Serios? Cred. Da? Pato s-or strica, dar mă rog, da, îi trebuie ideea. Și sfecla ta s-a stricat tot anul. Am vrut să fac sfeclă, deci din august am vrut să fac sfeclă la cuptor. Nu, cred că din martie, Felix tot cumpără sfeclă și nu face niciodată. Două. Să fac la cuptor, coapt așa și nu mai apuc și după aceea îmi cerește și o arunc și mai iau două. Asta mă putea să iau două. Avem tradiție. Așa, și astea sunt foarte, foarte cute, o să fie pe mobila de bucătărie, abia aștept ca să le umplu. Nu știu ce condimente spune aici. Care sunt condimentele voastre preferate? Sare. Pune aici sare. Ceva iute. Da. Și mix de toate condimentele. Mm. Vezi? Când vreau să-mi pun sare, când vreau să iuțe și când vreau să zic bagă-și din ăla când place la gust. Ha! Ia uitați cum arată cu asta. Ca o sticlă cu apă. Ca o sticlă drăguțică. Felix, vrei să miroși? Arubă, astăzi când am fost să ne cumpărăm și noi ceva de mâncare, că nu mai avem. A rămas frigiderul foarte plin, dar foarte gol. Erau două persoane, fii mei, în față și erau atât de rapide, după 19 minute, jumătate de coș l-am trecut și pe pure. Și a căzut pe jos un parfum și l-a spart. Și mirosea acolo. Da. Îți place? Miroase? Dă acolo, capac. Nu așa se miroase, stai puțin că e ca vinul. Și vinul ți-l bagi în nas? Noi nu bem alcool, să știți, dar eu nu știu Felix cum se gustă vinul. Da, e destul de fain, e fain. Da, e mai fain? Ăsta cu flori, nu știu. Dar îmi place, care flori. Mi l-am băgat puțin în nas. E destul de fain. Aici mai am un rujuleț, tot de la Yves Rocher. Știți că mi-e plac rujurile mate. Și ăsta e ruj lichid. Stai, Felix, că se focalizează pe fața ta frumoasă. N-a focalizat, du-te așa, hai. Bun. Așa, e un ruj foarte fain. Și abia aștept să mă dau cu el. Da. Și uitați. Și tot aici mai am. Aici acolo. Da, un dintre ăsta un ceva de dat pe buze. Ăla ce ți-l-a dat? Hă? Ce ți-l-a dat ăla? Cine mi-a dat și rest și toate astea ce e aici? De-asta dau mirosul. Stai că e cu cocos, e cu nucă de cocos. Vine doar cu aromă. Ce miroase. Vezi, Felix, nu ți-l bat din nas. Miroase foarte apetisant, zici că e o prăjitură. E cu cocos și e foarte, foarte fain. Deja m-am dat o dată de oricum și îmi place tare mult. Apropo, femeile au nevoie doar de 9 din astea pentru machiaje, pentru când merg undeva. De 9! Dar îmi place, asta că am să o folosesc așa când plec undeva.
Bun, și asta ce-am primit eu în asta. Acum, următorul cadou pe care l-a primit Felix. Arată! Astea sunt niște căști luate de la Jumbo, da. Care aș vrea foarte mult să întâlnesc persoana care le-a construit, creat, da. Care le-a făcut, ca să-i dau cu ele în cap! Dau cu ele în cap, să le iau de pe jos, mai dau cu ele în cap și parcă... Să fie clar, asta mi-a fost cadou acum. Și după aceea să-și șoptesc în ureche cu voce maximă. De ce ai făcut astea că mă ustură capul de la ele? Știți cum sunt? Te dor urechile, te dor și creierul. Așa. Ideea este următoarea. 21 de lei. Dar ăsta nu e cadou tău, Felix. Deci asta este simbolic. Și pentru asta mi-am comandat niște boxe. Da. La reducere. Și erau niște boxe foarte... Prima dată am fost în Flanco, niște oameni foarte deștepți acolo. I-am zis că vreau ceva și ziceau, păi, nu se încadra cum am vrut eu, pentru că i-am zis exact la început și poate la început că, dar nu știu ce vrei. Păi, ți-am spus ce vreau și au plecat. Așa fac ăștia. Da, i-am spus, păi vreau așa, vreau așa. Na, și mi-am găsit pe internet după jumătate de oră. După jumătate, nu mă derupe, că eu le zic oamenilor povestea mea de vlog. Ai avut o poveste de viață. Așa, și mi-am găsit pe net unele, destul de așa, la 2 milioane, reducere de la 3. Pentru moment sunt bune, am vrut să-mi iau niște căști de 4 milioane de la gaming, dar mai băgăm economic, am alte planuri pentru canal și o să-mi fie bine ca să zitezi, deci ăstea simbolice. Sunt, deci aici trebuie forță cu mușchi și când vin pe urechi, te strâng așa de tare. Concluzie, să nu luați căști de la Jumbo. Și ăstea să nu luați, deci le vă zic sincer că sunt cele mai rele căști care le-am întâlnit în viața mea, în sugrumă urechile. Dar calitatea sunetului este destul de bună. Dar în afară de asta, îți sugrumă urechile să începem comandă. Și Felix abia așteaptă să-și ajungă să primească căștile alea. Cadou. În momentul în care primesc căștile alea și le încerci, mă asigur că nu am nicio direcțiune să le trimit înapoi și așa tot de bine așa, nu trebuie să folosesc pe ăsta ca nu-ți rup capul, fac așa, deschideam, fac așa. Și direct în coșul de gunoi. Da. Care vecinul prind? Da. Și ideea este că curierul nu a venit încă, că sunt neserioși. I-am comandat căștile azi. Și cadoul lui Felix. I-am comandat căștile azi, dar n-a venit încă curierul, aștept să vină. Cadoul Felix este pe drum. Da, aștept să vină. Și da. Mi l-am luat pe culoarea mea. Ok, hai. Negru cu oranj. Cristina, dai spoiler! Apropo. Eu o să fac, când îmi vin căștile și când mai așa câteva chestii, o să fac, că mi-a cerut foarte mult și am vrut să fac de sfârșit de an, dar aproape o să întârzi cu o zi două. Un ce? Setup de la vlog. Setup vlog. Setup review? Nu, vlog. Nu, vlog, care vă arăt eu cum filmiez eu. Ah, interesant. Cu Cristina, pe canalul Cocolix. Da, hai să vedem următorul cadou. Uite, Cristina zice că mai arată părul din când, dar uite la mine ce bine stă. Uite, vedeți părul meu ce bine stă? Ar trebui să-l onulez, Felix. Așa. Ce-am primit eu mai departe, asta de fapt mi-am făcut singură cadou. Ia uitați, niște papuși de casă. Papuși de casă. Schiot? Mm-hmm. Dar nu știu ce îmi place rozul. Ce place rozul? Bine că-și fată! Înainte nu plăcea, eram toată negru. Acum mult timp, când erai și tu pișpirelă. Pișpirelă, e fain, e pufoș. Și sunt aici cu inimioare paiețele. Felix iar se focalizează pe fața ta superbă. Vă plac? Ăștia-s de la un magazin nou, nu știu, Titanic ăla. Titanic, Umanic, nu știu, da. Ceva. Umanic, cred că. Felix da. Zice Titanic. Da, mărimea 38. Ideea este că și ea și angajatea aia de acolo, toate se înmuiau când au văzut rozul. Aha, ce mai de roz! E 12 aia! Să nu încesc aia! Da, și eu am ales cu ăștia. Și aici avem roz. Bă, să uitau la... Și astea-s roz. Nu-mi place atât de mult rozul, dar e fain. Și ăla pe roz. Felix, cred că ar trebui și tu să ai o pereche. Da. Să ne asortăm. Acum eu... Ce cadou mai ai tu? Hai treci la chestiile serioase! Asta pun! Ia! Am primit un HD60S de la Elgato ca în curând, cândva, jumătate de an, să fac și eu pe PlayStation, Xbox și Nintendo Switch, poate, da, gaming-uri și cu chestia asta pot să filmez. Deci o să fac un video deci, special pe Cocolix, dacă nu știți cu ce se mănâncă chestia asta, acum nici o habar, veniți n-am? Pe Cocolix. Uitați-vă pe canalul Cocolix că o să trebuiască Felix să fac un video. Trebuie să fac un video, că mi-a dat-o. Dar e foarte, foarte fericit, că place. Știu că îmi vorbea de 3 ani, cred că, de chestia asta și-a dorit-o foarte mult. Așa că e fericit cu are. Nu știu ce e, dar e fericit. Noi stăm aici în o poziție foarte... Noi tot cădem. O poziție foarte faină de sport. Alt cadou pe care mi l-am făcut eu singură, da? Singurică, este acest ploveraj. Ia să vedeți cât de frumos, ia vește să mă îmbrac cu el. Uite cât de... și ăsta roz. La guler. Dar și albastru. Cât o idee faină, ăsta a fost de la Bershka. Și da, e fain, abia aștept să mă îmbrac cu el, e așa foarte...
foarte confortabil și subțirel, așa, din material dintre ăsta bun. Dar ia zi, primul care l-ai văzut și ai vrut să-l iei și este fain, dar cumva te-am comis-o să nu-l iei. Ceva de la 1900, cum zice pe Alex. Deci poți să spun, că numai că l-am pus pe ea, mai o haină și punea și arăta ca tânăran. Ah, da, eram în Zara, mi-am văzut o cămașă și Felix zice, lasă că a trecut Halloween, nu trebuie să te mai costumezi în an. Tu știi cum arăta aia? Cristina, materialul! Era o cămașă, da, și mai așa, ce... cu gulerul așa și cu năsturei. Și dacă spuneai ceva negru, ai tânăran. Și acum ce e? The clown? Nu, acum e bine, dar tu știi cum era aia și plus că era și material, era așa fâlfoi. Era foarte mult un plover, abia l-am găsit pe ăsta. Dar știi cum zice Cristina? Zice Cristina, eu aș vrea ceva ca ăsta! Și eu zic, păi ia-ți-l pe ăsta! Și eu, da, ai dreptate, ar putea fi pe ăsta. Eram super obosiți. Da, dar sunt foarte, foarte încântată, mi-e drag de el. Să speli înainte. Dar normal, ca toate haine. Yo! Biscuiți, că știe lumea că îmi place biscuiți. Când nu-ți covrigi, îți biscuiți. Dar Felix arată și cum ai letale. Lasă după, la sfârșit. Felix arată toate micurile mai început. La ordine. Felix a primit și lucruri faine. Ce, vă vorbești că tot e fain, portocale. Na, ideea este... Așa. Da, ce? Bun, hai că arăt două lucruri, să nu zici că arăt. Da, două lucruri. Deci, pe lângă acest biscuit care care nici măcar nu am încercat, lumea știe că mi-e place da, genul ăsta așa. Cât e simplu. Mi-ai mâncat un sfert din aia dinainte, na. Un sfert, da. Așa. Hai să vedem ce mai am pe aici. Ia, mai. Un parfum, da. Dar unde ți-e capacul? A picat pe aici. Aveam și capac la el. Da, aveai și capac și aveai cutie, dar eu am desfăcut-o de Crăciun și am aruncat. Eu am văzut-o... Stai să văd cum miroase. Miroase foarte fain. Destul de fain, mai fain. Eu am un parfum așa de vreo 7 ani și începe să-mi miroase spirit. Și Cristina aici, aruncă-ți-l! Felix care... are parfumul la Million, de la Paco Rabanne. Da, care începe deja să miroase spirit. Mi-e place un parfum foarte fain, ce l-am pus în Sephora, când merge Cristina, nu știu ce să fac decât să mă uit pe pereți. Dar nu știu cum se cheamă. Merge Cristina pentru un creion, stă jumătate de oră, încearcă toate chestiile și ieți pentru un creion. Felix se duce și la parfumuri, și... dar ce să facă. Și mai stau pe telefon, dar după jumătate de oră, na, și am văzut un parfum atât de fain, dar era 4 milioane! Da, și poate reușesc să fac rost de o mostră. Da, parfumul. Până în alta aia să l-a strigat. Haide, dă-te puțin, dă-te. Păcat că îi nu persistă. Așa te dai tu parfumul. Eu nu vreau să miros, Cristina, că nu merg nicăieri, așa puțin. Păi dar Cristina, mie îmi place să mă dau seara după ce fac duș, să mă bag în pat și să dau parfumul. De-aia mi se face mie un rău. O dată venit Cristina, zicea că e ca... Lotare de la nuntă, îi dergea 50 de metri, simți. Am plecat. Eu ziua nu mă dau cu parfum, că nu pot să-l suport, dar seara îmi place să fie așa. Pe o dată eram... parfumată. Ce-ai făcut? Trebuie să mă dau. Mai departe mi-am luat eu... stai să vă arăt, uite aici. Asta e tot cadou de la mine. O husă de telefon, cred că se vede alb la voi. Da. Hai să desfac. Asta tot de la Bershka a fost. Unde e telefonul? Unde l-ai pus? Telefonul meu e acolo. Să vă arăt că e foarte faină. Dar nu pot să desfac. Stai puțin că vine camerul. Vine camerul? Mergem și cu Timo, vine și Timo. Așa real eu pe Timo că el... Au! E greu să mă plec jos că ieri am făcut 3 flotări și am puțină febră musculară și... Ce faină e, dar trebuie să o șterg puțin. Ce așa murdară asta? Ce? Cu tâmplărie ai fost cu el? Ia uitați, stați să vă arăt așa husa asta. E Timo! Așa holografică, rainbow, puțin, vedeți? Dacă nu merge așa. Ia uitați, vedeți cât de faină e? E mai faină realitate. Sper să se potrivească la telefon. De ce nu se potrivească? Nu știu, se potrivește? Nu pot să pun? Gamer! Ușor. Da, știi cum este când ești gamer? Din instinct știi. Cum îl pun? Gata! Te-o dau cu tu, Timo! Vai, ce fain îi! Stai să-l arăt! Și nu se focalizează pe asta! Stai puțin! Focalizează pe asta frumoasă! Uitați, deci e foarte faină, vedeți? Ci că se schimbă cumva nuanța. Nu știu dacă se vede, dar... Nu prea se schimbă, dar e ca un fel de curbeu deja. Da, îi, așa puțin schimbă nuanța. Așa, puneți și popa socheta, unde-i ăla? Popa socheta, unde-i popa socheta? Unde-ți l-ai pus? A, uite aici. Popa socheta, dă-mi-o. Ah! Ah! Am și niște popa socheta de la voi, care sunt foarte faine. Gata! Deci o husă de telefon foarte faine de la Bershka, au găsit și voi acolo, cred, că dacă vreți să vă luați ca mine. Mai departe, ce ai mai primit și Felix? Ce acum e aici? Acum scoate cadourile faine. Ce e asta? Ah! Haine noi! Haine noi! Odată pe an, la Felix. Ce odată pe an? Mai vechi.
Odată la 2-3 ani. Au, ce mușcheam, am rupt asta de plastic așa. Cu mâinile goale, Felix? Puțin vine ție, dar uite. Chiar o să-mi vină. Ți-a curs puțin sânge? Nu, dar sunteți mov. Mamă, deci fiți șmen. Urmăriți-l pe Felix pe Instagram, că dacă mă numă cu astăzi, fi îmbrăcat. Pro două luni, până vine căldura. Uitați, am o hai norac. Un hai norac, un super hai norac. Tare. Da. Am luat-o puțin mai larg pentru că mie mi se umflă mușchi primăvara. Știi? După ce bagă puțin sport la masă, era cu 3 flotate, pe peste o săptămână mai fac 4 și... Ia uite, deci e foarte fain. Felix, dar tu arăți foarte șmen. Deci neapărat să-l urmăriți pe Felix pe Instagram, că o să bagem niște poze acolo. Este foarte bengos cu ăsta. Nici nu puteam să-l mai recunosc când l-am văzut acolo. Când l-am văzut, când s-a schimbat. De-aia mi-a făcut poze, că trebuie să-mi iau haine. Foarte fain, bravo, Felix. Mersi. Și eu mi-am luat tot așa cadou de la mine. Mai am, ca să vă înțelegeți și voi așa cum e faza. Mai nu mai dat și rudele niște bani și ne-am mai luat chestii. Da, au zis că ține cu, bani. Cumva când îți dau bani, ești obligat să ții cadouri, nu poți să ții pe da, mai primi și bani și am zis că să ne luăm și chestii. Mi-am luat asta, Bioderma, mie îmi place tare mult. Și să nu credeți ca mine că e de băut, că nu-i. Nu-i Bioderma. Mi-am luat două, că a fost o ofertă ei, două produse, deci la Sensi Blue. Da. Dacă vreți, vă duceți acum. Mi-a zis acolo farmacista. Nu face reclamă, dar aveți pentru da. Să știți. Mi-a zis să-ți iei două și îți mai iei încă unul gratis. A, nu și mi-am luat încă unul gratis, adică mi-am luat ăsta. Că voiam eu foarte mult un gel dintre ăsta să mă spăl pe față. Ce face aia? E un... te spui pe față. Și ce face? Te cureți. Aha. Poți să-l folosești și tu. Nu, am să pun de casă, mersi. Eu merg pe bio, așa. Tradițional. Stai, Felix, că vreau să-l arăt. N-arată. E ăsta. Nu l-am mai folosit până acum, sper să fie bun. Uh-huh. Dacă... Timo! Dacă voi l-ați mai folosit și știți dacă e bun, ziceți-mi acolo, dar dacă nu e bun, nu ziceți. Așa! Și roz și ăsta! Mult roz! Bun, acum e rândul meu. A, ce fericită sunt că am astea! Până acum foloseam de la Garnier, alea erau mai ieftine. Na, acum eu pot să zic că ultima oară când mi-am luat pantaloni a fost acum 3 ani, 2 ani, cred că așa. Da, eu vreau să zic că eu m-adunam bani în alte chestii, mai cumpăram o baterie, un acumulator la cameră, un microfon. Orice bani are, nu vrea să-și ia haine. Are bani, îi dau așa bani pentru haine. Spune acolo astea, pentru haine. Și el face cum face și alte lucruri. Păi da, gândește-și tu, eu, ca să pun două clipuri pe zi, a trebuit să mai luăm un acumulator. Aia au fost 4 milioane aproape la cameră. Ca era, să nu mai zic că... Plus transportul! Să nu mai zic că acum vreo 4-5 ani cât au fost, am avut așa bani puși în plic pentru haine și i-am luat pe Luffy. Și 2 ani mai târziu, tot așa, din banii de haine, a luat pe Timo. Eu văd dacă nu știu mai... Ce-ar putea să primi luăm ceva fain? Păi își dorea pisic, Luffy avea nevoie de un frate. Da, și a luat frățior. Timo, hai la mami. Și acum nu mai merge, că rudele au zis că să-ți iei, că ăsta e cadou. Oh, bășo, iubire. Apropo, anul trecut am primit de la rude... A, că n-am făcut video. Aoleu, că n-am făcut video. Am primit un... O pijama, am primit o pijama și pot să spun... Că era atâta de mare încât încăpeam amândoi. Încăpam cu umerii pe odinea de un picior de la pantaloni. Am mai primit un halat de baie tot așa, cât o pătură. Pățiți ceva așa ca rudele să vă ia haine cu 15 mări mai mari. Ca să-ți vină și la anul. Și rudele din partea Cristinei. Și ciorapii să-ți vină și peste 5 ani. A, dar rudele de la Cristina mi-a dat ciorap mie. Eu am 42 la picior, mai vreme mi-a 47. Crești la anul. Da, și pentru și că Felix i-a luat aici. Pentru că Cristina tot îmi zice: "Ia pantaloni!" Da. Mi-am luat pantaloni. Este o culoare care eu nu prea o agrez, dar asta a vrut-o, a ales-o Cristina. Da. Este culoarea ce în pampers la bebeluș, dar puțin mai închis la culoare. Eu așa îi zic, că nu-mi place culoarea asta, dar Cristina zice: "Lasă că numai același culori." Și să știți că surprins. Dar arată pantalonele pe tine. Felix când a intrat în magazin a zis că vrea o pereche dintr-o așa. Adică ce pantaloni vrei? Pe care ți-e culoarea asta? O pereche de pantaloni exact așa. Da? Vezi că nu, hai să luăm și ăștia mai închiși totuși. Da. Da. Și pot să vă spun. Așa, după aia. Nu stau așa bine. Deci este demențialul, Felix. Trebuie să-l urmăriți acolo pe Instagram, că o să fac niște poze zile astea. Eu am explicat. Întreba Cristina, cum de îți stă ție așa de slim? Păi am explicat. Picioarele mele stau nemișcate la calculator. Și picioare de gamel. Și slăbuțe. Partea de sus, când mă mișc, e uflat așa, știi? Dar restul e, na, așa, știi? De model. Și a fost la ofertă. Ce nu a fost la ofertă? Păi da, a fost la ofertă. A fost? A fost, da, la ofertă. De aia. Tu ce mai ai ceva? De aia. Tu mai ai ceva? De aia. Nu, eu știu, dar tu mai ai ceva.
Mai am ceva? Ah, da, mai am. Ăsta tot așa. Cadou. Un bronzer. Un ce? De la bronzer. Cred că așa se cheamă. Un bronzer. Stai, stai. De la Hul, de la Benefit. Hula Hul, nu-mi place să văd. Asta Felix. Habar n-am ce face asta. Ia explică-mi. Asta te face așa mai bronzată. Pe aici așa. Și pe ce, dar acum nu m-am dat cu el. Îl folosești vara. Și vara și iarna și când vrei tu. Asta e fain așa, că ce arată natural. Ăsta-l vedeți. Și arată așa, e foarte fain. Na, Cristina și-a luat un bronz. Când vrea, are chef să fie bronzată, se bronzează. Dacă nu am timp să ajung la mare, mă dau cu ăsta. Asta face asta? Păi da. Serios? Chiar asta face? Deci te face bronzată? Te face așa bronzată, dar sun-kissed, știi? Sărutat de soare. Adică așa numai pe aici, până te sărută soarele, în rest nu. Nu pârlit. Nu pârlit. Nu pârlit. Lumea se pare cumpără și cutiuțe din astea așa cu... Cutiuțe cu bronză, nici nu mă tăchim, mă, la noi! Da. Na, și pentru că Cristina știe că eu, până când nu avem seta putare la căutor, nu pun pe haine decât dacă zgâurile de 3 degete. Care chiar sunt, nu da. Le haine. Da. Și azi, tot mai cum mai sunt nevoie de chestii la căutor ca să facem așa. Dacă eu nu mai pot asta, nu o suport. Uh-huh. Tot îmi pică de pe cap. Mai au o pereche de pantalon. Ideea este că am vrut, acum și trecem în 2019 și am spus că să-l aprovizionez pe Felix cu pantaloni. Da. Că la anul nu o să-și mai ia. Nici anul celălalt. Claro. Claro. Așa, am luat niște pereche de pantaloni, care i-am ales eu, stai puțin. Sunt fine, dar ca și cât de bine stălcă. Sunt slim, deci eu... Are siluetă, mărimea 31. 32, uite și tu. Ah, 32. Bun. 32. Da. Și ăștia sunt culoare închisă, da? Ăștia sunt albastru închis, cred că la cameră se văd negru. Sunt albastru spre negru, dar îmi stă așa bine în ei. Îi stă șmen, adică șmen, Felix, trebuie să-ți fac poze, să-ți spun pe Instagram. O să-i por după ce speli. Da. Tot timpul să vă spălați hainele pe care le cumpărați. Da, și vă spun de ce. Toate. Pentru că eu știu de ce, pentru că am văzut cum se lucrează când se fabrică hainele. Îi pun anumite substanțe ca să nu mucegăiască, ca să nu... să alte chestii și da. Sunt chimicale. Pe lângă asta, atunci când femeile sau bărbații cos la mașina de cusut, le aruncă pe jos, cal pe ele, toate chestiile. Bun. Și chiar dacă după azi zicem că le-ar spăla, le mai probează oamenii, știți? Și mai bine le spălați. Bun. Și chiar dacă n-ar fi toate astea, chimicalele chiar... Probabil că se afectează la piele. Cel mai bine să spălați lucrurile înainte. Tot, efectiv, toate lucrurile pe care le cumpărați. Cam astea au fost cadourile noastre. Îți mulțumim că am mai multe decât am trecut. Sunt foarte, foarte faine. Care v-au plăcut vouă cel mai mult? Și vreau să ne scrieți în comentarii ce ați primit și voi de la Moș Crăciun, nu? Să vedem aici ce au primit nucile de copas. Da, unii au primit, m-a scris deja unii așa telefoane. Și... Dar noi deja aveam. Și din ăla tablete de citit și... Cărți de citit și sacul de mâncare, de dulciuri și... Dulciuri, noi n-am primit dulciuri. Dar știi ce o să fac? Ce? Dacă mi iese bine, pun pe Instagram plăcintă de brânză, pun pe Instagram poza ne derbelon. Ne luăm revanșa pentru Revelion. Asta a fost tot pentru clipul de astăzi. Ce am primit noi de la Moș Crăciun și ce ne-am cumpărat noi fiecare, că am zis că să fiu mai practici. Nu uitați, lăsați un coco like! Ne vedem data viitoare! Pa! Timo, vreau să